La data de 11 martie, polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate, sprijiniți de alți polițiști din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Gorj și polițiști din cadrul IPJ Mehedinți, au efectuat șapte percheziții domiciliare. Perchizițiile au fost efectuate pe raza municipiului drobeta turnu Severin și comunele Gruia, Gogoșu și Vlădaia pentru anihilarea unei grupări infracționale care acționa pe raza județelor Mehedin și Gorj, având ca scop săvârșirea infracțiunilor, depunere în circulație de valori contrafăcute, furt calificat, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și zădărnicirea combaterilor bolilor. Polițiști din cadrul Serviciului pentru Combaterea Criminalității Organizate Gorj s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că la data de 23 decembrie 2019 un bărbat ar fi vândut un telefon mobil unui alt bărbat în vârstă de 30 de ani din Mehed județul Mehedinți contra sumei de 250 de euro formată din 5 bancnote de 50 de euro contrafăcute. În cauza a fost întocmit un dosar sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punerea în circulație de valori contrafăcute și înșelăciune. În urma continuării cercetărilor, polițiștii au mai constatat faptul că în perioada februarie-martie 2020, o grupare nestructurată formată din patru bărbați cu vârste cuprinse între 28 și 52 de ani, din care făcea partul, parte și bărbatul de 30 de ani, precum și o femeie de 41 de ani, toți din județul Mehedinți, ar fi pregătit și săvârșit infracțiuni contra patrimoniului de furt și furt calificat pe raza județului Mehedinți. Infracțiunile constau în pătrunderea acestora mascați în imobile și spații comerciale cu scopul de a sustrage bunuri și valori pe care le consumau sau le oferau spre vânzare. Prejudiciul estimat este de 10.000 de lei.